Astăzi, dragilor, evaluăm și premiem campania de colectare deșeuri selective pe care am avut-o cu câteva luni în urmă, în perioada noiembrie-ianuarie, da? Toate clasele au participat la această campanie. Cantitatea de deșeuri a fost destul de mare. 10 tone. Da, domnii vor prezenta cantitatea pe care noi am reușit să o strângem la nivel de școală, atât voi ca și copii, părinții, agenții economici care ne-au ajutat, în sensul agent economic ca și părinte al copilului, dar și cadrele didactice s-au implicat foarte mult, adică domnii profesori și învățători au adus propriile cantități și au colectat selectiv, da? Suntem felicitați astăzi pentru că la nivel de școală clasele au fost ca și cantități, au fost foarte apropiate. Și mai departe dau cuvântul reprezentanților asociației, doamnei Beribrov Nicoleta, ca să vă prezinte evaluarea. Vreau să vă felicit pe toți, aș putea să vă zic mici ecologiști, da? Ați colectat o cantitate destul de mare, 10 tone, ceea ce nu peste tot se strâng atâtea reciclabile, da? Toți veți primi diplome, le voi înmâna doamnelor învățătoare. Felicit pe această cale responsabililor de proiect, doamnelor și părinților în primul rând. Vreau să vă continuăm prin a recicla, da? Prin a fi sănătoși, da? Să păstrăm un mediu curat. Și încă o dată vă felicit și abia aștept să văd parada costumelor din materiale reciclabile. Felicitări! Mulțumim. Aș vrea să vă aplaud!